Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din această serie. În acest episod avem Chopsticks. După cum am spus și în primul episod, ideea și intenția seriei nu este de a denigra imaginea acestor restaurante. Pentru că mi-am auzit câteva reproșuri după primul episod, dar mă rog, nu contează chestia asta. Ceea ce contează este că eu îmi spun părerea personală din punct de vedere a unui chinez care mănâncă mâncare chinezească gătită acasă zilnic și pot face diferența între un gust autentic chinezesc, să zic așa, și un gust care nu este tocmai autentic chinezesc. V-ați prins voi de idei. Eu, neavând pe nimeni în familie care să fie român, mănânc doar mâncare chinezească de când m-am născut până în ziua de azi, acasă. Ceea ce mă frustrează este faptul că aceste restaurante se dau fast food-uri chinezești europeanizate. Sau cum se zice, mă? Europeanizate, nu? Ia caută și tu pe Google. Cu cuvinte de-astea. Ca să nu zic prostii pe aici. Mă rog, frate, gen fast food chinezesc cu influențe europene. Na. Ok, o luăm de la capăt. Deci, ceea ce mă frustrează pe mine este faptul că aceste restaurante se dau fast food-uri chinezești, dar cu influențe europene. Ei bine, absolut nimeni nu cred că știe informația asta și nu cred că stă vreodată cineva să caute pe net: bă, hai să caut Noodle Pack sau Chopsticks să vedem dacă are vreo influență europeană. Bă, tu știai de chestia asta? Ce? Că are influențe europene, gen Noodle Pack și Chopsticks și restaurantele astea, fast food-urile astea chinezești de primului? Fii sincer acum, serios. Exact, ce ziceam, stai așa cum sunt ceva. Nu cred că stă nimeni în mall, frate, și se gândește: bă, ce mănânc astăzi oare? Păi mi-e poftă de chinezesc, hai să mă duc la Noodle Pack sau Chopsticks sau la restaurantele astea care se știu chinezești. Informația asta de influențe europene mi se pare mai mult ca o scuză, sincer să fiu. Pentru că absolut nimeni nu știe informația asta, frate. Adică, efectiv, logo-urile de la aceste fast food-uri sunt efectiv 100% chinezești, frate. Chiar nu are nicio influență europeană și, după cum am spus, mi se pare că este ca o scuză atunci când sunt atacați. Asta este părerea mea. Acum haideți să trecem la Chopsticks, la ce avem noi aici. Băi, s-ar putea ca Chopsticks-ul. Deci, după miros îmi dau seama că, bă, chiar miroase a chinezesc, frate. Nu glumesc și nu exagerez absolut deloc, dar chiar miroase a chinezesc și miroase super autentic. Haideți să gustăm. Bun, de data asta avem bețișoare, după cum vedeți. Bun, avem aici orez cu legume. Era singura cutie care era mai așa, mai pătrățoasă și eram sigur că e orezul aici. Hai să vedem ce avem aici. S-a împrăștea sosul pe aici, ești nebun. Ok, deci, așa arată orezul. Bă. Cred că avem vită mediu picant cu legume. Păi asta e așa. Mamă, s-a împrăștea sosul ăsta rău de tot pe aici. Chiar miroase foarte bine, frate, jur. Avem aici noodles cu pui. Iar arată cam nașpa noodles și ăștia. Nu miros rău deloc noodles și ăștia, sincer să fiu, chiar nu miros rău. Aici avem puiul cu legume. Ia vedeți. Și aici avem ceva. Bă, mai întâi vedeți. Așa. Și acum o să scot bonul și o să vă spun exact ce am luat. Ca să nu zic vreo prostie. Deci avem orezul cu legume, noodle și cu pui, vită iute cu legume e aici, vită sos stridi, ok, e ăsta, ultimul pe care vi l-am arătat, și puiul picant. Bun. Haideți să luăm o gură din acest orez. Fără absolut nicio exagerare, este puțin cam tare, adică, sincer, eu m-aș constipa de la orezul ăsta, frate. Și de la orezul ăsta, cred că chiar te constipi, fără nicio catrincă, ești nebun. Dar este mâncabil. Dacă mor de foame, chiar e bun orezul ăsta, nu zic nu la el. Și ca să-i dau o notă, o să-i dau un 5. Un 5 sau un 6 pe acolo. Ok, sunt curios de noodle și ăștia acum, că noodle și de la noodle pe nu mi-a plăcut chiar atât de mult. Chiar nu e rău deloc. Are foarte multe legume, are varză, morcovi, ouă și are și pui. La asta îi mai lipsește puțin sos de soia. Deci încă puțin sos de soia mai trebuia la asta. Dar chiar e bun, serios, chiar e foarte bun. O să-i dau o notă de 8 la asta, sincer. Chiar e ce trebuie. Deci dacă avea puținul ăla de sos de soia, cred că îi dădeam un 9. Ok, haideți să încercăm această vită acum. Ia să luăm prima gură. Bă, nu e rău deloc Chopsticks, ești nebun? Băi, Chopsticks. Cam bine, sincer. Bă, s-ar putea ca Chopsticks-ul să aibă bucătar chinez, sincer. Deci Chopsticks-ul s-ar putea să aibă
pe bune, bucătar chinez. Gustul chiar este autentic, pe bune. E și așa puțin picant, exact cum îmi place mie. O să-i dau o notă de 7.50. Ok, haideți să trecem la vită sos cu stridi. Nu știu exact ce înseamnă stridi în limba română, dar s-ar putea să fie urechile de lemn astea negre, așa. Zi, mă, are bucătar chinez? Nu scrie, la descriere jocului nu știe nimic. Zice doar de descriere. Am gotat staff și nu prea arată. Dar probabil cred că e. Da, s-ar părea. Și eu de câte m-am luat chopstick, adică chiar așa părea. Mamă, dacă mai avea puțin sos de seamă, nu și ăștia, era perfect. Da, deci după cum spuneam, 7.50 la această vită. Probabil și pentru faptul că sunt rece acum. Dar cine știe. Oricum, nota mea rămâne 7.50. Și mie chiar îmi place vita în general. Îmi place super mult vita. Ok, haide să trecem la puiul ăsta picant. Chiar sunt curios dacă este picant pe bune sau... What the fuck? Mamă! E nașpa rău. E cam aiurea, sincer să fiu. Ia să iau doar pui, că am luat cu legume cu tot mai înainte. No. N-are absolut nicio treabă puiul ăsta. Sunt curios din perspectiva ta cum e. Fii 100% sincer. De ce e pui? E pui. Fii 100% sincer, nu ține cont de părerea mea sau de ce am spus eu. Da. E nașpa? Se simte... Nu e vorba de că e prea mult sos. Se simte oțetul ăla, zici că e stricat. Și chiar și legumele astea, frate, chiar nu sunt ok. Adică... Adăugă ceva prea mult. Nu știu, chiar nu știu, sincer, dar o să-i dau o notă de 4, sincer. Nici măcar un 5, frate, chiar e foarte iurea puiul ăsta. Deci ce mi-a plăcut cel mai mult și chiar m-a lăsat plăcut, impresionat, sunt noodle și ăștia, frate. Chiar mi se par super buni, pe bune. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, o share să vadă și prietenii voștri. Ne vedem la episodul 3 din această serie, pentru că v-am mai pregătit ceva frumos. Haideți să strângem măcar 1000 de like-uri la acest vlog, să nu uitați să-mi dați follow pe Instagram CeanuX. Mersi mult de vizionare, bizen în continuare. Pa! Gata, poți să-l oprești. Mamă, frate, dar puiul ăsta e aiurea rău.